În cadrul evenimentului a avut loc ședința adunării Euroregiunii Dunăre-Criș-Mureș-Tisa, iar la eveniment a fost prezent și secretarul provincial pentru dezvoltarea regională, Ognjen Bjelici. Concluzia noastră comună este că Euroregiunea DKMT și-a îndeplinit misiunea. Prin proiecte comune am reușit să ne impulsionăm reciproc pentru diferite moduri de colaborare care au pus baza acestei euroregiuni. Menționez că este vorba de proiecte precum calea ferată Subotița Bacia, Almaș, Baia, apoi la capitolul potențialul turistic, treceri de frontieră pe râuri și alte proiecte comune, în valoare totală de peste 8 milioane euro, bani asigurați din fondurile IPA. Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, afirmă că prin astfel de întâlniri se discută și realizează în mod concret proiecte comune în cadrul a cooperării transfrontaliere IPA. Proiecte care nu pot să aducă decât un beneficiu întregii comunități, proiecte care duc la dezvoltare economică, duc la o dezvoltare durabilă și care duc la o creștere a nivelului de trai. Aici discutăm de ceea ce înseamnă infrastructură rutieră, discutăm de ce înseamnă canalul Bega navigabil, discutăm de pista de biciclete, discutăm pe partea maghiară de îmbunătățirea sistemului de sănătate. La întâlnirea de astăzi s-a confirmat încă o dată că la toamnă va fi deschisă o nouă trecere de frontieră între Serbia și Ungaria. Evenimentul de la Triplexul Confinius s-a încheiat prin tradiționala cursa a prieteniei, la care au participat tineri din cele trei state prietene.